Mamă, ce tendință prostească, frate. Ce face asta, mă? Mi-e și mai foame de atât, așa că o să mai pun niște sos, să fiu sigur. Hai, păi și cu ce o înlocuiesc? A, domnul Radu, da, cum să nu? Abonamentul vi l-ați plătit? Abonamentul. Salut, eu sunt Radu Chirilă și astăzi vorbim despre top 10 tendințe greșite din fitness recomandate de specialiștii de pe internet. Astăzi vorbim despre prima tendință greșită din fitness, care este despre mâncare intuitivă. Bă, nu e ok să mâncăm după ureche, pentru că, hai, ce mi-e foame mie acum, mamă, ce aș băga un burger din ăsta întreg. De fapt, știi ce? Îmi e și mai foame de atât și o să mai pun niște sos. Aoleu! Na, îmi e și mai foame de atât, așa că o să mai pun niște sos, să fiu sigur că mi-acopăr foamea. Cred că e atâta de suficient, cred că e atât. Stați așa un pic să aranjăm burgerul. Mă rog, cred că acum e suficient și cred că o să-mi acopăr golul din stomac. Așa că o să mănânc tot burgerul ăsta acum. Și probabil mai târziu o să mănânc doar o bucățică din el, pentru că nu o să mai fie atât de foame. Băi, oameni buni, mâncați atât cât trebuie și respectați programul de mese. Nu e ok să mâncăm acum cât de mult putem și mai târziu, lasă că nu mi-e atât de foame, mănânc doar așa cât să-mi acopăr nevoile. Mâncăm cât trebuie și când trebuie pentru a fi siguri că avem rezultate în fitness. Pentru succes trebuie să urmărim un program foarte bine stabilit. Următoarea tendință este despre pusul pre-workout-ului sau a proteinei sau a lucrurilor care ar trebui introduse într-un shaker utilizând mișcarea asta, omogenizând totul acolo și după care îl bem. Ei bine, unii nu fac asta și vedem destul de des asta pe internet. Preferăm, mai bine suntem și părem puțin mai duri așa, da? Dacă luăm cu măsura și băgăm direct în gură și zicem, wow, suntem mai puternici, o să lucrăm astăzi mai bine la sală. Hai să încerc și eu să văd cum e să iei o cupă din asta. Sincer, mi-e frică pentru că nu vreau să mă înnec, dar hai să vedem. Da? Luăm cupa să vedem dacă are efect mai puternic sau ce se întâmplă. E diferit? Ne ia mai puțin? Hai să vedem. Bă, nu faceți așa ceva. E foarte periculos. Mă înnecați și muriți. Ferească Dumnezeu, era să mor. Mamă, ce tendință prostească, frate. Cine face asta, mă? Doamne, Dumnezeu. A treia tendință este purtatul hainelor la sală. Există tendința asta că să porți colanți sau să porți geanta la fiecare antrenament pe care îl faci, să o ții după tine. Hai să vedem dacă există oameni serioși pe sală. Bă, că nu e nimeni serios astăzi pe aici. Nu văd nimeni care să aibă geanta la el atunci când face antrenament sau colanți, e ceva ciudat. Mă rog, eu mă apuc de antrenament. Ce să zic? Ia uite-mă, niciun om nu-i prea serios pe aici, nici în stânga, nici în dreapta, nici în spate. E goală sala de oameni serioși. Eu sper că nici tu nu ești unul din oamenii aceștia serioși care să poarte geanta după el de la exercițiu la exercițiu sau să vină în colanți. Ce să zic? Hai să vedem care e următoarea tendință. Mitul numărul 4 este despre antrenamentele pe care le fac vedetele. Nu trebuie să ne luăm după ei, pentru că ei au medici, au antrenori personali, au nutriționiști și așa mai departe. Sunt oameni o grămadă în spatele lor care îi susțin și le spun exact ce să facă, când să facă, ce să ia, cum să ia și așa mai departe. De asta ei au altfel de rezultate față de noi, cei care facem în mod obișnuit exerciții sau luăm suplimente alimentare. Uite, spre exemplu, și eu am un medic pe care îl sun de fiecare dată când am nevoie ca să-mi spună exact ce să fac, cum să fac
ca să fiu mai eficient. Două secunde să vă și exemplific, să vedeți cam care e discuția mea cu medicul. Două secunde. Alo? Alo, bună ziua, domnul doctor. În legătură cu antrenamentul de săptămâna asta, știți că nu știam exact cum să iau suplimente ale alimentare și am zis că să vă dau un telefon să-mi spuneți. Trebuie să mai adaug, să mai scad sau continui cu... A, domnul Radu, da, cum să nu? Abonamentul de la plătit? Abonamentul? Scuze, nu vă mai aud. Deci, abonamentul. După cum vă spuneam, există oameni în spatele lor care îi susțin să-și termine așa cum trebuie exercițiile și să fie eficient. Și eu sunt eficient, așa că haideți să vă arăt ce și cum ar trebui să faceți. Și bine, acum vă dați seama, greutățile sunt exorbitant de mari față de ce aș putea eu să ridic. Însă voi încerca și eu să duc la maxim cu greutatea pe care pot eu să o ridic și să încercăm să facem câteva serii. El, din câte am văzut, face 25 de repetări cu câte 5 serii la exercițiul ăsta. Hai să vedem dacă pot să fac măcar 25 și măcar 3 sau 4 serii. Hai să vedem. Am încercat să fac și eu antrenamentul lui The Rock. Măcar la exercițiul ăsta n-am reușit să-l duc la bun sfârșit. Ideea este că nu vă luați după antrenamentele celebrităților, pentru că au foarte multă experiență în spate datorită oamenilor care îi susțin. Aveți mare grijă să nu vă accidentați. Hai să vedem care e următorul mit. Ok, există un mit sau o tendință greșită în fitness, cum că ar trebui să ridicăm greutăți cât mai mari. Ideea este că asta crește riscul de a ne accidenta. Și e păcat să te accidentezi, după care nu o să mai poți să mergi să faci antrenamentul, pentru că nu o să te lase corpul să faci treaba asta sau poți să te duci în ceva și mai grav. Așa că aveți mare grijă ce greutăți folosiți la sală. Folosiți greutățile care vi se potrivesc, nu cele care credeți că sunt potrivite pentru voi. Hai să încerc și eu să văd până la ce greutăți mă ridic și dacă e benefic sau nu. Ideea este că nu vreau nici să mă solicit prea tare, dar nici să-mi fie foarte ușor. Așa ar trebui să fie și pentru voi atunci când vă puneți greutăți pe bară. Hai să vedem la mine cum e. N-a fost nici ușor, n-a fost nici greu. Ideea este că dacă mai pun încă 10 pe o parte și 10 pe o parte, o să-mi fie aproape imposibil să ridic. Probabil voi face o ridicare, ceea ce îmi ridică posibilitatea ca eu să fac probabil o ruptură de mușchi sau ceva, ceea ce nu-mi doresc. Ăsta e cel mai greu exercițiu de pe TikTok care arde calorii, creează, de fapt crește masa musculară și te face să fii mai rezistent. Hai să-i dăm drumul la treabă! Ia ziceți, puteți? Nu, e foarte greșit să faceți treaba asta pentru că vă puteți accidenta, din câte vedeți, și eu era să mă accidentez astăzi, da? Nu faceți toate exercițiile pe care le vedeți pe TikTok sau în alte videoclipuri care vă apar în feed, pentru că vă puteți accidenta. Multe dintre ele nici măcar nu sunt eficiente, ba mai mult vă cresc șansa de a vă accidenta, așa că aveți mare, mare grijă ce faceți. Sunt foarte mulți experți din ăștia care... zic că exercițiile pe care le fac ei sunt cele mai eficiente. Citiți cu atenție și informați-vă corect care sunt grupele musculare care trebuie antrenate, cum se antrenează fiecare grupă, cum ar trebui să punem presiune și tensiune pe anumiți mușchi ca să fie eficient. Nu mai puneți botul la tot ce găsiți pe internet. Ia. Da. Corect. Mi-am atins numărul de calorii. Arse. Perfect. Ia uite și bătăile inimii, perfect, bun, gata, înseamnă că pot să plec, gata, v-am pupat, ăsta a fost antrenamentul meu pe azi. Stați așa, băi, nu faceți din asta,
nu faceți din astea, nu vă ascultați doar trackerele pe care vi le-ați instalat voi pe smartphone sau ce vă zice câte calorii sau câți pași ați făcut și să vă ghidați doar după asta. Ascultați-vă intuiția, urmăriți-vă antrenamentele și faceți așa cum trebuie pentru a vă antrena eficient și deștept. Pentru că dacă vă atingeți numărul de calorii pe care vi-l zice telefonul sau smartphone-ul vostru, aveți ocazia sau aveți neșansa de a greși și de a nu vă antrena așa cum trebuie, sau cel puțin grupele musculare pe care vreți să le antrenați. Și așa ajungeți să atingeți anumite deficiențe și anumiți mușchi să nu crească corespunzător. Așa că fiți foarte atenți la asta și la trackerele de pe telefon. Oamenii caută proteine peste tot. Oare o fi așa? Eu unul nu-s de acord cu asta. Așa că hai să vedem împreună dacă o să găsim proteine peste tot, în toate alimentele. Hai să verificăm. Păi cum mai beau eu apă, mă, când are proteine? Hai, păi și cu ce o înlocuiesc? Nu se poate, trebuie să caut altceva. Vai, vai, ce mai beau? Ce mai beau? Ce mai beau? N-are proteine, n-are proteine. Ăsta e. Ăsta e iaurtul cu cea mai multă proteină. În sfârșit, îmi iau 3 baxuri. 3 baxuri îmi iau, gata, tată. Hai de cap, mă, păi dar ce facem, mă, tată? Proteină. Popcorn cu cele mai multe proteine, pentru că... De ce mâncăm popcorn? Nu pentru proteine? Ia să vedem. A, aici. Nu, asta prea puține proteine. Stai să încercăm alt model. Nu e suficient. Unde? Acum că am văzut că nu găsim proteină în toate produsele, trebuie să ne urmărim planul nostru alimentar, pentru că așa o să fim foarte eficienți și o să ne atingem obiectivele. Trebuie să avem grijă de corpul nostru, nu să căutăm să băgăm numai proteină, așa cum zic unii specialiști din mediul online. Haideți! Următoarea tendință din fitness greșită este mâncatul salatelor de la restaurant. Oare e mai bine să mănânci la restaurant o salată sau mai gustoasă sau mai bună pentru a-ți atinge obiectivele, sau poți să-ți faci tu salata la tine acasă, cumpărând toate ingredientele de care ai nevoie din supermarket? Eu cred că e mult mai bine să faci treaba asta la tine acasă și cred că e și mai ușor și mai accesibil. Dar, da, bineînțeles, ține de fiecare. Dacă vrei să trăiești experiența unui restaurant, poți să faci asta o dată la ceva timp sau să mergi o dată pe săptămână și să trăiești tu experiența restaurantului. Dar cu siguranță nu este mult mai eficient decât ce poți tu face acasă. Ei bine, astea au fost tendințele greșite din fitness pe care eu am încercat să vi le aduc în față astăzi. Cu siguranță mai este o grămadă și v-aș ruga să le lăsați și voi în secțiunea de comentarii, să vedem care tendințe credeți voi că mai sunt greșite, care circulă așa pe internet, pe aici, pe acolo. Sunt sigur că ați văzut o grămadă și sunt și eu curios să aflu cât mai multe dintre ele. Ei bine, apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest video, lăsați un comentariu în secțiunea de comentarii, dați un share să-l vadă și prietenii voștri și până data viitoare v-am pupat și mare grijă la antrenament să nu vă accidentați.